Comandat de PSD, Organizația Județeană Satu Mare. Produs de Nord-Vest TV Advertising SRL. Cod mandatar financiar 11240017. Bună seara, doamnelor, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit din nou împreună și, așa cum v-am obișnuit, în fiecare seară, încercăm să răspundem la întrebarea eu cu cine votez, mai puțin până la alegerile parlamentare. Pe 1 decembrie, ziua națională, o zi importantă pentru toți românii și pentru cei care, să spunem așa, sunt ancorați la realitățile astea politice. Încercăm să găsim răspunsuri la această întrebare și să vă prezentăm candidații pe care îi avem noi la nivel de județul Satu Mare. Iar acum, în această seară, avem deosebita plăcere de a avea alături de noi pe cea care deschide lista pentru Senat la Partidul Social Democrat la Satu Mare, doamna primară a capitalei Țării Orașului, cum place mie să spun, doamna Aurelia Fedor. Casă Română, bine ați venit în studio! Bine v-am găsit, bună seara, vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți cei care ne urmăresc. Și mult succes, ca să zic bun așa. Bun Dumnezeu să ne dea mult succes. Da, pentru că e o nouă provocare și chiar de aici aș și pleca. E al patrulea mandat de primar, acolo ați demonstrat cam ce se putea face și ce se poate face. Bine, totdeauna mai e loc de mai mult, dar în trei mandate plus ce mai e acum, multe s-au schimbat în Negreștioaș. Despre toate aceste realizări o să vorbim și în această seară, însă ce v-a determinat să faceți pasul următor în politică? Să știți că a fost într-o seară și domnul Iulie Ileș aici, l-am întrebat și pe dânsul și el a fost președinte de partid și așa mai departe, primar, viceprimar, și am întrebat cum de pe el nu l-a trimis drumul, viața spre Parlament și a rămas doar la nivelul ăsta de administrație. Vreau să vă doriți un pas în plus. Doresc, pentru că eu cred că experiența acumulată în toți acești ani, de peste 20 de ani de când sunt în administrația locală și județeană, am fost consilier local, apoi subprefect, iar din 2012 am avut privilegiul să fiu primarul orașului Negrești. Cred că am acumulat suficientă experiență care într-un fel sau altul mă califică și pot să fac pasul următor de a merge la nivel național, de a candida pentru o demnitate de senator în Parlamentul României, astfel încât expertiza și experiența și, să spun așa, bunele practici pe care le-am dobândit în această perioadă să le duc la nivel central și să putem face lucruri bune pentru comunitățile din județul Satu Mare. Sincer, ați simțit în cele trei mandate pline pe care le-ați avut susținere din partea parlamentarilor? Niciodată lucrurile bune pentru comunități nu se pot face singur. E nevoie de o echipă, e nevoie de oameni care să susțină și de multe ori e nevoie de punți de legătură ca să ajungi acolo unde se ia decizia, acolo unde se gândesc strategii, acolo unde se gândește legislația, acolo unde se reglementează anumite lucruri. Au fost momente în care am simțit sprijinul parlamentarilor, au fost momente în care, și mă uit și acum pe scena politică la parlamentari actuali, care aleargă în comunitățile locale să-și asume niște să-și aroge niște lucruri pe care de fapt la care ei n-au niciun fel de contribuție. Nu-mi doresc să fiu un astfel de parlamentar care alerg să prind o poză cu un primar sau cu oameni dintr-o comunitate, acolo unde se întâmplă lucruri, astfel încât oare să încerc să-l leg de imaginea mea sau să încerc să mai câștig câteva voturi. Nu. Lucrurile serioase se fac serios, implicându-te, cunoscând problemele de la firul ierbii și bătându-te pentru ele, pentru a le rezolva. De aceea
Spun eu, au fost parlamentar și parlamentar, eu nu vreau să fiu un parlamentar neimplicat. Unul din cei 400 și, ca să zic așa, nu? Că sunt, corect, nu știu, 460 ceva de Știu momentele dificile care le-am parcurs în momentul în care am ajuns la primăria orașului Negreș, pentru că erau nevoi uriașe în comunitate și știu cât de bine mi-a prins ca să am lângă mine sau să îmi fie alături oameni care deja aveau o anumită experiență, o anumită intrare, ca să spun așa, o punte de legătură cu administrația locală și cu cea națională. De aceea chiar mi-l aduc aminte pe colegul meu, pe Mircea Govor, care el deschide lista de candidați în Camera Deputaților. Era vicepreședinte la Consiliul Județean. Împreună ne-am făcut proiectele, am stabilit prioritățile, el a județului, eu a orașului. El avea mai multă experiență administrativă și cunoștea mai bine diligențele care trebuie făcute și am avut șansa de a avea un partener serios cu care ne-am putut duce la București și am deschis drumurile astfel încât am reușit să aducem finanțări la proiectele noastre majore și iată că până la urmă putem să spunem că orașul Negreș... Și mă uit la ce s-a întâmplat la Negreș, la un moment dat mi-aduc aminte că a fost și o mini-ședință de guvern la Negreștaș, dacă bine mi-aduc aminte. A fost aproape tot guvernul atunci la Negreștaș și nu odată. Cred că ăsta nu e puțin lucru. Hai să fim serioși, că nu eu o spun întotdeauna, politicienii sunt politicieni dacă în momentul sau... Mă rog, vor fi recunoscuți și apreciați de comunitate dacă în momentele importante pentru comunitățile lor își folosesc haina politică de a merge și a face lucruri bune pentru comunități. Noi cred că am fost acei oameni politici care ne-am dus și ne-am zbătut, iar Bucureștiul nu le-au dispărcut acțiunile noastre, drept dovadă au venit să vadă la fața locului problemele comunității din județul Satu Mare și din țara Oașului. Mă aduc aminte că în perioada aceea, când s-au adus foarte multe proiecte în zonă, vicepremierul și ministrul dezvoltării de la acea vreme a dormit 4 nopți la lună așez într-o pensiune fără curent electric. Și noi am insistat foarte mult să vină la fața locului să vadă problemele cu care se confruntă. Se dorea ca resursele să se ducă spre alte priorități și atunci noi am insistat enorm de mult să vină să vadă zona, să vadă că deja erau acolo demarate anumite lucrări pentru proiectul Luna 6, dar la vremea aceea era un proiect fără finanțare și am insistat să vină pentru că era singura variantă de dezvoltare a întregii zone din țara Oașului. Și iată că au venit atunci și urmare acestui fapt au fost contractele de finanțare care s-au semnat și după aceea cunoaștem. Acum da, o să vorbim despre final, urmașe și avem... despre turism. Sper să și ningă. Acum arată prognoza meteo, cred că o să aveți da, eu cred că de data aceasta o să, nu doar noi, o să fim noi toți norocoși, că o să avem la o aruncătură de băț un loc unde să ne ducem, să schiem și să ne recreăm. E zona, sincer, dacă pe mine mă întrebați unde îmi place cel mai mult să mă duc în weekend când mai am vreo 2-3 ore libere, deci Luna 6 e ceva care te încarcă. Te-am mai spus, părtia de schi sau activitatea aceasta de iarnă este doar o activitate. Am fost acum 2 săptămâni la Cules de Ghebe, deci am găsit la Ghebe. Tot anul acesta am avut vizitatori mulți turiști,
Au fost acolo multe lume. O să aveți multă treabă în Parlament să susțineți zona și dacă plecați de la Negreșteaș. Mă gândesc doar la două lucruri. Odată și chestiunea cu Luna Șesu, dar și cu turismul, dar al doilea lucru e centura pe care ați demarat-o deja și am înțeles că deja s-au făcut pași importanți. Și de ce o gândesc așa? Nu e doar importantă pentru negreșteni, pentru că nu vorbim doar de zona centrală în care să nu mai fie atâta aglomerație, ci o leg de noul pod care se face la Sighet și peste care se va trece în Ucraina. Vă dați seama că și numărul tirurilor va crește semnificativ în momentul în care va fi gata podul și la Sighet. Și atunci, pe unde o să treacă? Prin Negrești. E nevoie de centură mai mult ca oricând. Iată că și acest obiectiv care noi l-am demarat în parteneriat cu Ministerul Transporturilor este urmare a unor politici clare de dezvoltare, de implicare și de a finaliza niște proiecte care majoritatea vorbeau despre ele și în final nu își găseau niciodată un început, nu mai vorbim de sfârșit. Guvernul României, condus de Marcel Ciolacu și cu miniștrii pe care îi are, și acum mă refer direct la ministrul transportului, domnul Grindeanu, dovedește că în momentul în care sunt oameni implicați, dedicați, care se apleacă și își propun, domnule, am ajuns în această demnitate și vreau să fac lucruri pentru oameni, vreau să fac lucruri pentru țara aceasta, iată că într-o viteză care uluitoare, pe care noi nu puteam să o anticipăm înainte, se lucrează pe toate fronturile. Dacă vii în Ardeal, se lucrează, dacă mergi în Moldova, se lucrează, dacă mergi în Muntenia, se lucrează la autostrăzi, căile ferate sunt drumul ca și obiect. Drumurile expres, de asemenea, așa cum se... Da, inclusiv drumurile exprese. În port, adică pe toate domeniile. Și aeroporturile se aeroporturile nu mai vorbesc. Nu există, cred că, cel puțin aeroporturile de pe arcul ăsta, vest, nord-vest, toate în... Unele s-au finalizat, Oradea cred că s-a și finalizat. Satul Mare e aproape finalizat, Baia Mare la fel, Clujul s-a terminat. Deci se lucrează intens, cu o hotărâre și cu o determinare extraordinară. Urmare a acestor programe și planuri pe care ei și le-au făcut, am ajuns și noi în teritoriu să putem să ne gândim că iată, vom avea centuri de ocolire a localităților, acolo unde aglomerația este extraordinar de mare, poluarea este extraordinar de mare și tranzitul e foarte, foarte mare. Să nu uităm, da, Negrești e zona din de... Ucraina, cred că la urmă războiul s-a terminat. Poate că... Și trebuie să refacem punțile spre Ucraina. Corect, punțile de legătură vor fi refăcute. Iată că la Sighet se lucrează intens la pod. Da, asta spuneam. Ca astfel încât să deschidă și traficul greu pe acolo. Iar noi suntem un nod prin care toate aceste drumuri vor trece. Mă bucur enorm că am reușit să facem acest parteneriat. Suntem într-o fază avansată de finalizarea documentațiilor. În scurt timp vom scoate la licitație proiectarea cu execuție. Acum suntem la faza de SF și obținere de avize. Și eu zic că până la finalul exercițiului financiar european, pentru că este finanțat pe exercițiu financiar 2021-2027, bugete europene, orașul Negrești o să aibă o centură. Nu doar avantajul valorificării, să spun, a timpilor de transport a mediului, gândiți-vă că zona principală, zona industrială a orașului Negrești e deja plină. Să mai deschid un culoar de transport în care și de o parte și de cealaltă se pot dezvolta activități economice, este un mare câștig pentru zonă și pentru orașul Negrești. Da, m-aș întoarce puțin la campania electorală și la echipa PSD. Cum vi s-a părut
această prima parte de campanie? Că am putea spune că mai, au mai rămas două săptămâni, practic, nici două săptămâni, da? Din campanie, că în 28 seara se termină campanie. Eu cred că echipa Partidului Social Democrat, prin noi cei doi, cele două vârfuri, să spun așa, eu la Senat, iar colegul meu, domnul președinte Mircea Govor, la Camera Deputaților, urmat îndeaproape de mai tânărul nostru, președintele Organizației Municipale, Adi Micle, cred că și susținut de ceilalți colegi de pe listă, cred că Partidul Social Democrat a scos în față o echipă de oameni experimentați, care cunosc problemele comunităților noastre din județ foarte, foarte bine, care au dovedit implicarea în toți acești ani și care și-au propus și cu siguranță cred că o să câștigăm încrederea oamenilor, pentru că am dovedit de fiecare dată acolo unde noi am fost că putem să facem lucruri pentru comunitățile noastre și pentru a pune umărul la dezvoltarea comunităților noastre. E mai noastre. Simplă campania acum față de ce ați trăit? Că aveți ceva experiență în campanie. Câta campanie e? De cât sunteți în PSD? Din 96. Wow! Da. Da. Da, e bună, 96. Ții minte, 96, da. Eram în presă și am fost puțin atunci uimit, că erau la începuturile presă, aveam un an de presă și știu că a pierdut PDSR-ul, era atunci, și a venit domnul Ciocan și a rămas cu cheile săracul. El a preluat partidul și l-a dus în 2000, de a câștigat cam tot ce se putea câștiga. Dar în 96 era... și eu sunt plăcut surprins să aflu că ați mers în 96 în PSD, că atunci nu prea vrea nimeni să mai meargă la PDSR. Era o tânără care era poate mai idealistă așa și mai dornică de implicare. Dar chiar credeam și cred în continuare în Partidul Social Democrat. De ce spun lucrul ăsta? Eu până să ajung primar, demnitățile mele, să spun, și activitatea mea de bază a fost în privat. Eu, soțul meu, noi totul am construit prin ceea ce am făcut noi, prin munca noastră și prin zbaterea noastră care am avut-o. Dar echipa Partidului Social Democrat, politicile Partidului Social Democrat m-au atras întotdeauna, pentru că sunt cei care sunt aproape de oameni și le pasă de oameni. E ok. Pentru mine, de multe ori știu ce am de făcut, dar pentru a putea face lucruri și pentru a împărtăși sau pentru a acționa într-un anumit fel, ai nevoie de politici publice adaptate la nevoile oamenilor, de proiecte care să pliază pe nevoile oamenilor, de susținere ca să poți să te duci aproape de oameni. Iar Partidul Social Democrat a fost în permanență, prin tot ceea ce de-a lungul anilor, partidul căruia i-a păsat de oameni, partidul căruia a pus de fiecare dată interesul oamenilor pentru toate categoriile de vârstă pe primul loc. Chiar aseară mă uitam la emisiunea de la de la un post de televiziune, dacă pot să spun. Da, nu e. Și era o dezbatere electorală, fiecare partid venise cu susținătorii pentru candidatul la prezidențiale. Și mă uitam la domnul de la Liberal, care din nou spunea: ne unim noi dreapta să nu vină PSD-ul. Păi, suntem, nu știu, adică mie sunt absolut convinsă că oamenii nu mai pot fi păcăliți. Păi ce să mai susții să nu fie PSD-ul? Sau candidatul Partidului Social Democrat să nu ia președințiat, dar nu ne-am săturat De 20 de ani în care doar să nu fie PSD-ul s-a votat. Iar până acum votam, doar vot negativ. Da, să nu fie PSD-ul, că asta era. Nu știu aminte, președintele actual, domnul Iohannis, nu ce a spus? Că
împotriva PSD. La fel a fost și cu domnul Băsescu. Nici nu mai contează, de 20 de ani votăm să nu fie PSD-ul. Păi haide să votăm să fie PSD-ul, pentru că PSD-ul a făcut lucruri bune pentru oameni, evident că mai are de făcut și avem de făcut, dar de fiecare dată trebuie să reparăm întâi. Gândiți-vă ce ar fi fost dacă PSD-ul juca doar politic în momentul în care noi am intrat la guvernare cu liberalii, da. Când i-au lăsat useriștii, au fugit de la guvernare. Luni, da. Au fugit de la guvernare când au văzut problemele, da? S-au dus, ne-au îndatorat suficient de mult, s-au dus și au făcut un PNRR cu tot ce le trebuia lor și cu consultanța necesară, care trebuia să o aibă pe acolo, și după ce au plecat și au venit, și am venit noi, cum ar fi fost dacă PSD-ul nu se punea umăr la umăr cu PNL-ul și nu și-a asumat politicile necesare de luat, astfel încât să putem salva această țară. De aceea, eu cred că am ajuns într-o etapă, suntem suficient de maturi să înțelegem că nu mergem la vot să nu fie PSD-ul. Mergem la vot să se întâmple lucruri și să facem lucruri pentru acești oameni ai acestei frumoase țări și să ne uităm cine este cel mai aproape de oameni. Da, mi-a plăcut. A fost doamna doctor Boldan Cigan într-o seară, tot așa la Eu cu cine votez, și a și spus și dânsa că pe drum i-a venit un slogan, că de ce PSD? Pentru că PSD e singurul partid care dă și nu ia de la oameni. Am rămas și eu așa puțin surprins. Zic că da, bun slogan ar fi. Păi până la urma urmei, și s-a referit, bineînțeles, pe urma detaliat, s-a referit la pensii, la salarii, la medici, la profesori, la... Păi că noi când vorbim de pensii sau când am vorbit de majorare de pensii, au venit și au sărit toți, dar de unde, cum facem? Dar nu au venit să-și dea, să explice oamenilor că au îndatorat această țară cu zeci de miliarde de lei și n-au dat de seamă la nimeni unde naiba s-au dus banii. Păi nu-i nimic. Dacă țara asta s-a îndatorat și banii au mers pentru a rezolva o inechitate și a clarifica o inechitate și a duce-o spre pensionarii noștri, chiar nu merită? Sau câte cicluri electorale trebuie să mai aștepte ca să poată să se reglementeze acest lucru? Sau profesorii noștri, dascălii noștri, li s-a rezolvat o problemă majoră, trebuia să n-o rezolvăm acum? Adică oamenii ăia trebuie să mai aștepte mai mult? Păi mult mai grav este să ne ducem și să nu știm încotro se duc banii țării decât să știm concret spre ce se duc. Și cu siguranță când iei astfel de măsuri și ajung direct în buzunarele oamenilor bănuții, lucrurile se schimbă total. Pentru că el în acest moment dorește să trăiască. În acest, și chiar merită acum pentru ceea ce face, pentru ceea ce a făcut, să poată să simtă un pic că și-a îmbunătățit calitatea vieții. Da, să și vede. Acum, sigur, depinde la ce partid te uiți și la ce campanie electorală și la ce candidat, însă o realitate nu poate fi ignorată, faptul că deja în ultimul an încep să se întoarcă România acasă. Din străinătate. Acum, mai mult sau mai puțin, dar numărul celor care se întorc, cel puțin în 2024, a fost considerabil mai mare. Ce se întâmplă? Am ajuns noi la un nivel, am văzut că am depășit salariul din Grecia, deja începem să depășim salariul mediu din Ungaria, adică nu mai suntem noi cu bulgarii la coada clasamentului. Și vedeți în momentul în care... Știu că sunteți apropiată și eu sunt de zona și de vest de vest cu Portugalia și nici acolo lucrurile nu sunt chiar... Probleme sunt în Europa. În Spania, da. Și în toată lumea sunt probleme, să spunem așa. Dar să nu uităm că marele câștig al nostru, al tuturor, a fost odată cu intrarea noastră și deschiderea granițelor și intrarea în Uniunea Europeană, tocmai faptul că am putut să ne mișcăm liber. Faptul că am putut să decidem noi pentru noi. Am putut să luăm niște hotărâri. Deci dacă noi am considerat că pentru bunăstarea familiei noastre, pentru
dezvoltarea noastră personală sau a membrilor din familia noastră, este necesar să ies în afara granițele, într-o țară europeană sau în lume, în America sau unde s-au mai dus, e nevoie să fac acest lucru, este mare lucru și a fost mare lucru că am putut să o facem. Bucuria noastră a tuturor este că românii noștri, marea majoritate, s-au integrat perfect, tocmai pentru hărnicia lor, pentru mintea lor, pentru ceea ce sunt ei. Deci erau și sunt niște cetățeni responsabili și apreciați oriunde au mers să muncească sau indiferent ce au făcut. Nu mai vorbesc de când au mers și au studiat la universități acolo, până la urmă, dacă ne ducem în toate universitățile de top, găsim profesor universitar român, dacă mergem în sistemul medical din afară, găsim medici foarte buni români. Aceasta a fost partea bună. Evident că astăzi România suferă enorm din această cauză, deoarece nu doar că e depopularizată demografic, ca să spun așa, ci pur și simplu forța de muncă activă, specialiștii noștri, mulți nu sunt aici. Și atunci noi trebuie să facem orice putem și orice politici publice nu cred că sunt suficiente pentru a reuși să aducem oamenii, să-i motivăm. Iar acești oameni nu vor veni acasă dacă politicile publice noastre și condițiile nu o să fie în regulă. Ei, gândiți-vă, s-au dus nu știu în ce an, s-au dus într-o țară europeană, s-au dus la infrastructură existentă, infrastructură de bază, da? S-au dus la niște servicii de calitate, servicii publice, ei s-au învățat într-un fel, s-au dus în școli bine dotate și puse la punct cu servicii de calitate pentru copiilor, ei se vor întoarce acasă, trebuie să le găsească și pe acelea aici, acasă. Ei, dacă le vor găsi, iar noi, în politicile publice, în ce privește salarizarea, o să fie comparabilă cu cea din afara țării, el va veni acasă. Pentru că el tot în toți acești ani au venit și au făcut o gospodărie frumoasă, au investit în casele lor, au avut grijă de proprietățile lor, dar au nevoie de servicii de calitate și au nevoie de salarii comparabile cu cele din afară. În ultimii ani au venit destul de multă lume, a venit destul de multă lume, s-a întors acasă și m-am întâlnit cel puțin la nivel de Negre și de zona Oașului în special. Și m-am întâlnit și cu părinți care au deja copii și au adus la școala publică din România, care s-au integrat perfect și cred că șansa noastră este foarte mulți am întâlnit că s-au întors acasă deoarece copiii vreau să vină să studieze în România. Deci e șansa noastră. Mi-e foarte drag când vin mămicile la mine și îmi spun: doamna primar, am fost, mis copiii, ne-am întors pentru că condițiile la școlile noastre, zice, sunt de multe ori mai bune. La școlile de stat mai bune ca afară. Am văzut și condițiile în școală, în Spania, faptul că eu am reușit și am reabilitat complet toată infrastructura școlară și am dotat-o. E o pată de culoare deosebită în centru și școala generală. Ei sunt foarte, foarte fericiți, părinții, și copiii sunt foarte fericiți. Și eu sunt foarte mulțumită pentru că, da, consider că aceasta a fost misiunea mea și am reușit. Pe cealaltă parte, sunt extraordinar de fericită pentru că aceste familii au venit cu experiența și cu tot ce au învățat ei acolo, în afara granițelor și acasă, mulți dintre ei și-au deschis business-urile lor, activitățile lor economice. E absolut grozav. Dacă și-a deschis un pic de alimentație publică, îl vezi cât este de responsabil. Abordarea care o are și aceasta
e mare lucru, pentru că scumpii de ei, trecând cu, prin experiențele care au trecut, au realizat modul de relaționare cu oamenii, ce trebuie să facă să aibă succes, cum trebuie să se implice și să respecte legislația. E fenomenal. În construcție eu nu mai vorbesc. Aud antreprenorii, spre exemplu cei care lucrează cu proiecte publice, evident, au tot felul de echipe sub antreprenori și spun, domnule, sunt atât de responsabil, calitatea lucrărilor este ireproșabilă și ai noștri aleargă după ei să-i identifice în străinătate, să-i aducă, să-i motiveze acasă. Și au spus și ei, domnule, nu mai este diferență de venituri. Nu, tarifele deci, sunt cam aceleași. Tarifele cu care ei sunt plătiți în afara țării, le găsesc și deja și aici. Am simțit asta și pe propria piele, cam asta e. Da, sunt foarte multe. Acum, diasporenii, ei votează pe liste separate, nu votează cu cei din județul Satu Mare, că nu au cum. Dar îi simțiți implicați sau nu mai e aceeași poveste ca acum 4 ani, 8 Eu ani, Eu sunt absolut ani. Convinsă că ei au rămas la fel de implicați. Adică în schimb, nu mai e acel val anti-PSD nici în diaspora. Eu sper că nu o să mai fie votăm să nu votăm. Da? Eu sper să nu mai fie și de aceea am toată încrederea. Lucrurile s-au schimbat enorm de mult, acum le știu din bucătăria noastră spre bucuria noastră și șansa noastră a județului Satu Mare este să avem europarlamentar pe Gică Cârciu chiar de la noi din județ, chiar de la noi din zona Oașului și noi ne mândrim cu acest lucru. E un om de mare, mare perspectivă și foarte, foarte implicat. Un om care a mâncat coaja străinătății și știe cum este, un om care în momentul când o fi ajuns în Occident avea o vârstă foarte fragedă și s-a descurcat pe propriile picioare și în final a devenit un om, un antreprenor extraordinar de serios și apreciat acolo. Ei astăzi, el este europarlamentar, a fost secretarul de stat al românilor de pretutindeni, perioadă în care, efectiv, comunitățile din afara granițelor țării au dezvoltat și au implementat sub conducerea lui proiecte pe care cred că nu le-au visat niciodată. Undeva în 2009 m-am dus în Irlanda și în Londra în campania de prezidențiale cu domnul Titus Corlățeanu. Și în toate comunitățile de români nu aveau probleme cu culoarea politică. Ei aveau probleme cu oamenii să fie aproape de ei și să le înțeleagă nevoile minimale. Că de altfel ei sunt harni, se duc la muncă și văd de treaba lor. Dar aveau și ei și aveau nevoie să se... Să la coadă la consulat, să-și mai rezolve un act, asta mai pe chestiuni administrative. Da. Dar aveau nevoie să simtă că au pe cineva și ei și să pot baza pe cineva. Și, într-adevăr, statul român are grijă de ei și toți cereau măcar o sală unde să se întâlnească la ieșitul de la biserică sau așa. Ei, acum mă uit. Chiar o biserică, acum toate bisericile sunt pline, toate ce comunități unite, solide, sudate în jurul bisericii, iar ei au fost beneficiarii direct nu a unui proiectel, a proiecte majore care, într-un fel sau altul, le-a schimbat viața acolo. Mi-a plăcut foarte mult. Unul dintre proiecte chiar de succes, aceea cu a dus copiii românilor acasă, ca să simtă românește, să vorbească limba română și au fost tabere. Și noi am avut. Ați avut. Și noi am avut și tocmai de acolo ne-a venit ideea, în sensul în care noi ne-am dus într-o întâlnire cu comunitatea din Franța și am dus solarul cu noi, meșterul pe Ișvan, da.
Și tezaurul nostru, umanul viu, da. Unul dintre, și că asta e o altă poveste. Cu căldura lui, era plin de copilași pe lângă el, era fascinat, le plăcea enorm, dar nu vorbeau limba română, vorbeau limba franceză. Și am vorbit cu părinții. Pentru noi și pentru mine personal este o mare supărare să nu reușim să comunicăm în limba română cu ei, că realizați că după ce, dacă limba nu e, s-a dus totul. Nu degeaba îi spune limba maternă. Eu nu pot să mă supăr pe părinți, pentru că da, se duc dimineața și vin seara de la muncă. Copiii se duc la școală și acolo vorbesc în limba în care se face ore, se fac orele la școală. Și atunci am venit acasă și am vorbit cu colegii mei și am spus, domnule, trebuie să facem ceva. Vara trebuie să-i adunăm în comunitate copiii de acasă cu copiii care vin și să vorbească împreună limba română. Și în muzeul în aer liber, o lună de zile, se întâlnesc de fiecare dată zilnic. Da. Îs către 200 de copii zilnic. E un mare pas ăsta și să nu își uite rădăcinile și cred că ăsta e important. E real procentul în Țărăvașului, ca să ne întoarcem la votul din 1 decembrie, mai avem vreo 13 minute, e real procentul că totdeauna se spune că e prezența mică la vot în Țărăvașului. Sunt actualizate listele acolo? Da, sigur. Nu. Da? Deci da, cu cei plecați care sunt... Da, pe mult cu cei plecați. Tu nu poți să... Dar nu ai cum să le actualizezi altfel. Tu trebuie să vezi oamenii care au domiciliu acolo, care nu-l mai au, să actualizezi cu decesele, cu lucruri de genul acesta. Dar este știut. Cei care sunt plecați în afară, dar au casele acolo și au domiciliu în zonă, nu? Iar ei apar pe listele electorale. Nu ai ce să faci. Nu ai ce să faci. Da, și ei, cu toate acestea, da, ei vor vota în afara granițelor țării. Și foarte bine să voteze, dar să voteze de data aceasta Partidul Social Democrat. Și eu am toată certitudine, toată garanția că ei o să voteze Partidul Social Democrat. Apropo de la val. Nu mai este acest val, tocmai pentru că am avut vizibilitate prin tot ceea ce am făcut și în această perioadă am fost aproape de comunități în afara granițelor, iar în interiorul granițelor, aici în țară, am mai spus de multe ori. Domnule, misiunea și rolul nostru este să vă grijim casele și să vă grijim părinții. Ei, pot să spun cu răspundere că vin acasă și găsesc ceea ce trebuie. Își găsesc părinții în liniște, își găsesc servicii de calitate, își găsesc casa în regulă. Da, România e ăsta e unul dintre aturile țării noastre, unul dintre cele mai sigure state din zonă. Dacă te uiți pe harta Europei, încă suntem la zona de maximă siguranță, dacă stai să te uiți unde se poate trăi în Europa. Și cred că asta e și marele nostru atunci, dar faptul e că mai avem războiul la graniță, dar sperăm că și acest lucru să se încheie cumva și în scurt timp. Cum vedeți toată prezența asta a președintului Marcel Ciolacu? Toată lumea vorbește. Apropo de plecatul afară, un argument pe care mi l-a dat primarul de Tășnad, cu faptul că românii au plecat afară nemulțumiți, dar nu înțelege de ce de PSD, pentru că în ultimii 20 de ani, când a fost acest exod masiv, președința a fost de dreapta. N-a fost o guvernare de stânga. Și culmea, tot așa au votat. Da. Cum vedeți lucrurile și pentru prezidențiale? Cât de mult contează că votăm 3 duminici la rând? Cât de greu va fi să mobilizați lumea să iasă 3 duminici la rând? Să știți că nu am auzit neapărat să se plângă pentru că ar fi de votat 3 duminici. Cred că s-o plâng mult mai mult în vară, că erau prea multe buletine de vot odată. Și chiar a fost procesul electoral, a fost greoi. Ei, de data aceasta nu o să ne mai lovim de această greutate. În schimb, eu cred că să fie o activitate frumoasă într-o zi de în 3 duminici la rând o să fie ieșitul acesta la vot și o să-l vedem așa ca și o mândrie
De a merge să ne alegem președintele, de a merge să ne alegem parlamentarii. Iar în ce-l privește pe candidatul nostru, pe domnul președinte Marcel Ciolacu, eu cred că va fi votat. Va fi votat și în turul 1 și va fi votat în turul 2 ca să iasă președintele României. Vorbesc cu foarte multă lume și tocmai apreciază enorm, de aia spun că n-o să mai fie votul negativ. De data aceasta cred că o să fie un vot constructiv și o să-l primească Marcel Ciolacu pentru președintele României, pentru că îl vede un om din comunitate, ieșit din comunitate, un om simplu, dar un om muncitor, un om care, prin tot ceea ce a făcut, prin politicile acestea din ultimii ani și deciziile și măsurile care le-a luat în toți acești ani, a arătat că îi pasă de oameni, că pentru el e prioritar ca fiecare om să aibă un salariu bun, e prioritar ca fiecare părinte să aibă pentru copiii lui o școală bună. Îl interesează enorm de mult sistemul de sănătate, astfel încât atunci când este nevoie să poți să te duci, să ai niște servicii de medicale de calitate. Îl interesează fiecare pensionar și îl interesează fiecare persoană cu probleme speciale. Da, și ceea ce așteptăm și de la un președinte, ăsta e lucru poate cel mai important, o reprezentare bună și corectă a României în afară. Pentru că nu știu de ce am impresia asta că în ultima perioadă politica externă a rămas corigentă. Păi, în ultima perioadă politica externă s-a făcut la nivel de concedii de lux. Că nu s-a făcut o politică externă pentru a face lucruri bune pentru România. Ci au fost concediile de lux al domnului președinte, care s-a dus cu avion privat, cu o delegație compusă pe niște mici criterii. Am apreciat enorm ceea ce a spus președintele Marcel Ciolacu, faptul că orice vizită în extern și așa mi se pare corect și sănătos și ați văzut pe absolut toți premierii care vin din alte state la noi, vin cu o delegație de oameni de afaceri pe diverse domenii. Trebuie să te duci cu miniștrii aplicați și cu oamenii de afaceri pe diverse domenii, astfel încât să te duci să poți crea punți de legătură economice între țările noastre. Da, este și un alt atu. Asta s-ar putea să fie unul dintre argumentele principale pentru Marcel Ciolacu, dacă pe 22 noiembrie, dacă bine țin minte, e întâlnirea aceea la Budapesta, în care austriecii să spună, să-și dea ok-ul pentru intrarea definitivă a României și Bulgariei în Schengen. Corect. Acolo au fost multe discuții în spate. Ar fi mare succes, sincer. Știm, nu doar succes, este o realizare extraordinar de mare și de benefică pentru noi toți, atât din perspectivă economică, cât și din perspectiva mobilității noastre, a tot ceea ce se întâmplă. Ne simțim și noi membri cu drepturi depline în această mare familie europeană, că altfel de fiecare dată ne-am simțit niște suntem noi, nu e de așa, frați mai descuți, mai săraci, așa, și mai săraci. Da. Mai săraci. Nu, pentru și clar, am toată încrederea în președintele Marcel Ciolacu, premierul României, nu vorbește ca să se afle în treabă. Deci lucrurile așa se vor întâmpla, pentru că discuțiile au fost multe. Iar acum și intrarea definitivă în Schengen, dar și ridicarea vizelor. Da, în Statele Unite. Acum, da. Adică două succesuri extraordinar de mare, care până la urmă tot datorită politicilor Partidului Social Democrat. Da. Sau și politicilor Partidului Social Democrat. Cum, mai avem 4 minute, cum vedeți dumneavoastră că o să arate împărțeala asta a numărului de parlamentari la Satu Mare, senatorii și doi, unul e UDMR și unul PSD, nu? Eu știu ce ne dorim noi, da, și pentru ce ne zbatem.
și cred cu tărie că sătmărenii o să ne dea votul astfel încât să reușim, la fel ca în 2016, să avem 2 deputați și un senator, Partidul Social Democrat. În rest... Da, păi 2 sunt UDMR-ului la deputați, acolo n-ai ce să faci. Păi, cașcavalul e cașcaval, că se împarte cum se împarte, acum ați văzut și la locale. Din cașcaval e 37%, dacă unii sunt mai norocoși, poate chiar 40%, depinde. Da, dar de data aceasta poate că ne mobilizăm și noi mai bine și învățăm din bunele practici altor partide, sau eu știu ce UDMR-ul, dacă e partid sau nu e partid, din electoratul lor care se mobilizează și se duc tocmai pentru a-i susține. Ei, de data aceasta și eu fac un apel la electoratul nostru, la sătmărenii noștri, haideți, vă rugăm frumos, spre Partidul Social Democrat, haideți și ne susțineți, haideți și nu rămâneți în casă gândindu-vă că or să meargă alții și o să voteze și tot așa o să voteze, pentru că fiecare vot contează, fiecare impuls contează, iar noi avem nevoie de susținerea dumneavoastră și de să vă simțim forța în spate ca să putem merge mai departe și să facem lucruri bune. Mulțumesc mult! Sper să ne mai întâlnim în această campanie, pentru că au mai rămas câteva subiecte de discutat legat și de educație și de sănătate și sunt foarte multe de făcut și de dus mai departe. Până la urmă, ca politici publice, e industrializarea României, care e de asemenea un proiect îndrăzneț al PSD pentru următorii 4-5 ani. E îndrăzneț doar să spui. Da, doar să spui. Da, doar să spui, dar să te și apuci și să-l pui în practică, dar e bine că în acest moment Partidul Social Democrat a pus în programul de guvernare și sunt absolut convinsă că o să-l ducă la bun sfârșit, pentru că, da, România are nevoie de reindustrializare, de industrie, astfel încât să creeze și locuri de muncă bine plătite, dar și să poată crea plus valoare țării și să nu ne ducem în alte țări ca să aducem și noi doar în materie primă să trimitem. 1 decembrie, unde vă găsesc alegătorii sătmăreni pe buletinul de vot? În 1 decembrie ne găsesc pe poziția 2 pe buletinul de vot, Partidul Social Democrat. Vă rog frumos să votați echipa. Mulțumesc mult și mult succes! Și după 1 decembrie să ne pregătim de alegeri la Negreștoaș, nu? Așa să fie, cred că asta vă doriți. Mulțumesc mult! Cred că am găsit un răspuns la eu cu cine votez în seara aceasta și vă invit să rămâneți alături de Nord-Vest TV pentru a fi cu adevărat informați la ceea ce vă așteaptă la cele 3 duminici de alegeri pe care le avem în România. 24 noiembrie, important este să ieșiți la vot, 24 noiembrie, 1 decembrie și 8 decembrie. Seară frumoasă, numai bine! Comandat de PSD, Organizația Județeană Satu Mare. Produs de Nord-Vest TV Advertising SRL. Cod mandatar financiar 1124 0017.